Se tot mișcau planetele și la un moment dat Jupiter, trecând pe lângă Pământ, pune frână brusc. Uite așa în spate. Băi, planetico, dar ce cu tine? Că ești cam palid așa și tura trecută erai mai verde. Băi, Jupiter, băi, am așa niște Homo sapiens pe mine și îmi provoacă așa mâncărind de nu mai am aer. Stai tu liniștită, că am avut și eu și am scăpat de la sine. Poate că nu vă mănâncă, dar simțiți pe pielea voastră că verile sunt din ce în ce mai toride. Iernile cu multă zăpadă și bulgăreală sunt o amintire plăcută, pentru că acum iarna a devenit o lungă toamnă. De curând, în marile capitale europene a fost afișat un ceas, ce-l puteți găsi și pe internet, climateclock.world, ceas care ne arată cât timp mai avem până la momentul la care mai putem face acțiuni de prevenire a schimbărilor climatice. Adică punctul la care clima de acolo încolo devine de necontrolat și intrăm într-un fel de nouă eră glaciară în care nu știm ce se va întâmpla și ceea ce se va întâmpla de la acest punct încolo nu este benefic vieții și nici nouă. Mai avem doar 7 ani în care mai putem să luăm măsuri. Pentru că atmosfera Pământului mai poate să țină cel mult 300 de miliarde de tone de dioxid de carbon aruncate în atmosferă. În același timp, plămânul planetei, pădurea, dispare văzând cu ochii. Numai România, în fiecare oră, 3 hectare de pădure sunt defrișate abuziv. Și mi-aduc aminte din 94, când eram încă puști, de un fenomen ce a avut loc în orașul Covasna, orașul meu natal, oraș cunoscut ca orașul pădurilor și al izvoarelor. O vijelie puternică a ras pur și simplu, într-o singură noapte, toată pădurea din zonă. A fost un eveniment climatic dat de ciocnirea a două fronturi, unul foarte rece din nord și unul foarte cald din sud, provocate la rândul lor tot de încălzirea climatică globală. Și într-o singură noapte, toată pădurea a fost pusă la pământ. Și încă mi este limpede în fața ochilor acea imagine dezolantă cu dealuri puse la pământ. Și ăsta a fost, de exemplu, unul dintre evenimentele care m-au determinat să vreau să studiez științele naturii și fenomenele lor. Și așa am ajuns la Facultatea de Construcții, unde, pe lângă gravitația care trebuie să o studiez să țin clădirile în picioare, am înțeles mult mai bine, de fapt, interacțiunea unei clădiri cu omul. Pentru că, în momentul de față, suntem pe planetă 8 miliarde de oameni. Și urmează să fim, până în 2050, încă 2 miliarde de oameni în plus, adică, în total, în 10 miliarde de oameni. Ceea ce, pentru mine, ca inginer constructor, este fenomenal, pentru că toți oamenii ăștia vor trebui să locuiască undeva. Deci voi avea de construit, Doamne ajută, 30 de ani de acum încolo, liniștit și o să am o pită foarte bună de mâncat. Știți piesa aia cu Eu vara nu dorm? Asta e un fel de dedicație pentru noi ăștia din construcții, care pur și simplu nu apucăm să ne odihnim de cât de mare este cererea pe piață în momentul de față. Tot în facultate am mai avut o experiență interesantă. Am făcut parte din prima echipă a României care a participat la concursul internațional de case solare, Solar Decathlon. Și noi, ca studenți, trebuia să construim, să proiectăm, să construim o casă care să funcționeze exclusiv cu energie solară. Și acea casă trebuia să o plimbăm dintr-un colț al altul al Europei. Și singurul material din care puteam să construim această casă era lemnul. Și așa am făcut casa Prispa, de 85 de metri pătrați, din 10 metri cub de lemn și vreo câțiva metri cub de plăci de OSB. Asta e echivalentul a 3 copaci. Dar tot atunci am început să am mustrări de conștiință, pentru că e ok să tai lemnul, să faci case. Totodată am aflat că acei 10 metri cub de lemn erau de fapt lemn de sacrificiu pe un șantier de casă tradițional, în care dacă construiești cam 150 de metri pătrați pe structură clasică, tu vei consuma acest lemn pierdut în cofraje care să susțină betonul. Și ne-am uitat un pic în jur ca echipă. Ce alternative avem? Putem să construim cu beton, desigur. Pentru că este local, este accesibil, este ieftin, toată lumea știe să construiască cu beton. Dar să fabrici beton înseamnă să spargi munți, să toci pietre, să arzi calcar și argilă timp de 1450, timp de 3 ore pentru la 1450 de grade și odată ce ai turnat un metru cub de beton într-o construcție, ai mai aruncat în atmosferă vreo 800 de kg de dioxid de carbon. Bun, ne-am mai uitat un pic în jur. Ce altă opțiune avem? Hai să construim cu metal. Oțelul este cel mai performant material de construcție din ziua de astăzi. Te ajută să faci structuri creative, structuri foarte mari, structuri care acum 100 de ani poate că nici măcar nu erau în mintea noastră. Dar să fabrici oțel, trebuie să te duci în măruntaiele pământului,
să scoți de acolo minereul de fier, să te duci și mai adânc în măruntaiele Pământului, să scoți niște supă de dinozaur, pentru că singurul combustibil ce poate să producă energia topirii acestui material dur este combustibilul fosil, care se va termina. Și odată ce ai fabricat prin topire și retopire un metru cub de oțel pentru a-ți construi o casă, mai arunci în atmosferă încă 2,5 tone de dioxid de carbon. Ăsta este motivul principal pentru care sectorul construcțiilor este responsabil de cea mai mare cantitate de emisii de gaze cu efect de seră, în mare parte dioxid de carbon, de care am tot menționat până acum. Cam 40% din volumul mondial. Toate celelalte industrii ale omului cumulat aruncă în atmosferă 31% și tot ce înseamnă transport cu mașini, vapoare și avioane, mai adaugă 23% din volumul mondial de dioxid de carbon aruncat în atmosferă. Bun. Și ce e de făcut? Pentru că soluția pare simplă. Hai să plantăm. Hai să plantăm copaci care să preia aceste efecte pe care noi ca oameni le generăm. Doar că pentru a prelua cantitatea actuală de dioxid de carbon pe care noi o aruncăm în atmosferă, am avea nevoie de 1,2 trilioane de copaci. Pe lângă cele 3 trilioane existente deja pe Pământ, ceea ce înseamnă o reîmpădurire a cel puțin 30% din suprafața Pământului, suprafața pe care acum noi o folosim pentru agricultură și pentru a ne hrăni. Totodată, cele 2 miliarde de oameni care ar urma să vină în următorii 30 de ani ar mai avea nevoie la rândul lor de încă 0,4 trilioane de copaci care să le preia aceeași cantitate de dioxid de carbon aferentă unui singur om pe Pământ. Însă noi trebuie să luăm măsuri în următorii 7 ani. Iar un brăduț sau un molit, pentru că asta este specia care crește cel mai mult la nivel mondial, are nevoie de o serie de ani pentru a ajunge să înmagazineze dioxid de carbon. În primii lui 10 ani de viață, bradul este puiuț și are nevoie de suport. Aici natura are mecanismele ei și ăsta este momentul în care noi putem să intervenim, să ajutăm. Apoi, între 15 și 30 de ani, copacul crește, de zici că e un adolescent la pubertate care joacă basket. Se duce mult pe verticală pentru că are nevoie de resursa principală și anume lumină. După 30 de ani, copacul începe să pună burtică. Nu de la bere, ci de la faptul că de aici încolo el devine într-adevăr un organism activ care absoarbe dioxidul de carbon în atmosferă prin fotosinteză, îl depune ca celuloză și ne dă înapoi oxigen. Pe la 70-80 de ani, uneori chiar 100, copacul începe să îmbătrânească. Pentru că toate forțele cu care el se luptă în a sta drept pentru a avea lumină, vânturi, zăpezi, furtuni, dar și insecte și alte vietăți, își cam spun cuvântul și începe să îmbătrânească. Începe să se degradeze, începe să nu mai producă oxigen, să nu mai absorbă atât de mult dioxid de carbon prin fotosinteză, pentru că emite din ce în ce mai mult prin respirație. Ăsta este momentul în care el devine foarte bun de recoltat. Așa cum și noi recoltăm grâul și porumbul când au ajuns la maturitate și le folosim pentru a le transforma în alimente. Și așa ne putem bucura de lemn ca resursă, nu? Și pădurea în același timp, în această oază de lumină făcută de copac, mai dă șansa altor 4-5 puieți să crească acolo, pentru că sub umbra marului copac nu crește nimic. Un metru cub de lemn în formare absorbe din atmosferă cam 900 de kilograme de dioxid de carbon, 300 de vin celuloză, burtica de la bere, 600 sunt aruncate în atmosferă ca oxigen. Să spunem că recoltăm copacul, îl trecem printr-o serie de procese industriale care la rândul lor mai adaugă în atmosferă cam 300 de kilograme de dioxid de carbon pentru fiecare metru cub de lemn procesat, dar în total, un metru cub de lemn transformat în casă înmagazinează în continuare 600 de kilograme de dioxid de carbon. Mai avem o bogăție în România, pe lângă păduri, și o bogăție de care nu neapărat ne-o dorim, cu tremurile de pământ, seismul. Odată la câțiva zeci de ani, vrem nu vrem, pământul ni se clatină de sub picioare, nu? Și casele noastre încep să se zgâlție. Și asta este un fenomen pe care nu-l putem controla. Clădirile noastre sunt supuse la forță seismică, care forță seismică, de fapt, este o forță de inerție. Forță pe care o resimțiți cu toții când, de exemplu, mergeți cu autobuzul. Când șoferul poate se hotărăște brusc să bage frână și toată lumea din autobuz e ca un sac de cartofi care se strivește unul de altul, nu? Cu cât e mai solid cartoful, cu atât forța de inerție mai mare și cu atât dai mai repede cu nasul de parbriz sau îl cași pe vecin. Același lucru se întâmplă și cu o clădire. Cu cât e mai solidă clădirea, cu atâta forța care acționează asupra ei, dată de greutatea ei însăși, culmea, este mai mare. Și atunci, inginerul din mine zice așa, păi, nu-i normal ca o astfel de clădire să fie cât mai ușoară? Și atunci am aflat un mic secret ingineresc, găsit în toate cărțile, de fapt.
Lemnul e la fel de rezistent, mecanic, ca betonul uzual folosit în construcții, doar că de 4 ori mai ușor. Și atunci nu pare logic să-l folosim mai bine ca material de construcție. Desigur, lemnul arde, că doar așa am ieșit din peșteră și am ajuns să avem gadgeturi în buzunar. Dar lemnul masiv, în momentul care arde, depune pe el un strat de cenușă sănătos, cenușă care nu lasă focul să se ducă mai departe. Da, există o mică bucățică de sacrificiu pe lemn, dar structura rămâne în continuare. Știm cu toții că din lemn se fac cele mai bune instrumente muzicale și sună, nu? Avem viori bune, avem chitări. Dar în construcții, dacă între două bucăți de lemn pui o bucățică de cauciuc, am rezolvat și problema de sunet. Lemnul este atacat de ciuperci, care și insecte. Doar că, după cum știm cu toții, toate ciupercile sunt comestibile cel puțin o dată, nu? Tuturor vietăților le place lemnul verde și zemos, așa cum și nouă ne place pâinea băgată în ciorbă. Dar dacă noi uscăm și tratăm bine lemnul, el devine tare și nu mai devine interesant pentru toate animăluțele, cum nici nouă ne prea place pâinea uscată, nu? De câteva zile. Aș vrea să fiu bineînțeles că nu promovez defrișarea și utilizarea irațională a pădurilor sau lăcomia. Dar, în România, de exemplu, avem nevoie în fiecare an de 25.000 de unități locative. Dacă, prin absurd, considerăm cam 50 de metri cubi necesar pentru realizarea fiecărei unități locative, fie că este bloc, apartament sau casă, am avea nevoie de 1,2 milioane de metri cubi de lemn recoltați anual. România poate produce în fiecare an, conform inventarului Fondului Forestier Național, 58 de milioane de metri cubi. Asta este cantitatea de lemn care se depune în fiecare an în pădure. Se recoltează anual cam 38 de milioane de metri cubi. Astea sunt statisticile oficiale. Ceea ce înseamnă că în fiecare an, chiar dacă noi recoltăm pădurea, ea se formează și crește în continuare. Și atunci vedem că rășinoasele ocupă cel mai mult loc în această producție. Nu putem proteja pădurea legându-ne cu lanțul de copaci. Pentru că nu o să putem face asta. Dar putem mult mai ușor să valorificăm pădurea dându-i lemnului adevărata sa valoare. Adică transformându-l într-un material de construcție, pentru că ne putem bucura 10 de ani de un copac scos din pădure. Ăsta este motivul pentru care la nivel internațional deja foarte multe blocuri, construcții foarte înalte au început să fie realizate din lemn. Și exemplele curg pe internet. Am vizitat, de exemplu, Hohoviena, cel mai mare bloc din lemn, de 84 de metri înălțime și 24 de etaje, care a fost întrecut de un bloc din Norvegia de 85 de metri înălțime, realizat exclusiv din lemn, și exemplele continuă. În același timp, acum, după 25 de ani, pădurea din Covazna se regenerează. Totul a explodat în verde și aerul este în sfârșit la fel de tare ca cu 25 de ani. Și atunci, noi suntem oameni și ființe sociale. Vom fi din ce în ce mai mulți pe pământ, vom avea nevoie de construcții și de orașe. Nu are, de fapt, niciun rost să mutăm munți de piatră în oraș, că putem la fel de bine să trăim în continuare în pădure și să locuim împăcați cu natura.